Bună, dragilor, și bine v-am regăsit! Mă bucur să fiu și astăzi din nou aici cu voi și să discutăm un pic despre această vibrație energetică și importanța ei, dar mai ales cum ne putem păstra o vibrație energetică cât mai înaltă. Așa cum vă spun deseori, vibrația energetică este în momentul de față printre cele mai sigure soluții de a ne ține departe de tot ceea ce este negativ în viața noastră. În momentul în care avem o vibrație energetică ridicată, ne ținem departe de virus și de boli, de situații neplăcute, de persoane nebenefice și tot așa. Avea o vibrație energetică ridicată te scutește de foarte multe probleme în viața ta și te face să urci mai ușor treptele evoluției spirituale. Uneori ne dăm seama că această vibrație energetică a noastră este responsabilă pentru tot ceea ce înseamnă o viață calitativă. Uneori ne dăm seama că ne pierdem printre micile neplăceri ale vieții, ne pierdem printre micile conflicte ale vieții și uităm de fapt imaginea de ansamblu și aceea de a fi noi bine cu noi și de a-i putea ajuta și pe ceilalți din jurul nostru. Faptul că noi trecem printr-o perioadă de transformare energetică care se vede foarte clar cu ochiul liber în tot ceea ce se întâmplă la nivel de glob nu face altceva decât să pună o presiune și mai mare pe noi. Pune o presiune pentru că trebuie să ne schimbăm. Dacă avem ochi să vedem acest lucru, ne vom schimba și vom încerca să facem lucruri pentru noi și pentru binele nostru interior. Dacă nu, atunci lucrurile nu pot sta într-un mod foarte plăcut pentru cei care refuză cumva să se trezească din punct de vedere spiritual și energetic. Nu putem avea constant o vibrație energetică foarte ridicată, dar o vibrație energetică bună este absolut necesară pentru a putea parcurge etapele ce urmează să se întâmple în viețile noastre, având în vedere contextul global. Ei bine, cum ne păstrăm această vibrație energetică? În primul rând, trebuie să conștientizăm importanța. O dată conștientizată, putem trece la pasul următor și anume de a ne mări această vibrație energetică și de a sta într-o vibrație energetică bună și pozitivă. O dată ce tu ai vibrație energetică bună, atragi în viața ta doar bine, ai acces la energia banilor, ai acces la dragoste, la iubire, ai acces la reușite. În momentul în care vibrația ta este extrem de joasă, îngrijorător de joasă, devii un magnet pentru tot ceea ce înseamnă lucruri negative, lucru pe care nu ni-l dorim pentru niciunul dintre noi. Am să vă dau astăzi niște tehnici destul de simple și pe care le putem implementa în fiecare clipă sau în fiecare zi din viața noastră pentru a ne păstra o energie cât se poate de bună. Unul la mână este vorba despre interacțiunea umană. Noi trebuie să trăim în colective în principal, de aceea este foarte important să ne îmbrățișăm, este foarte important să relaționăm cu ceilalți pentru că atunci se creează un schimb de energie, un flux care ne mărește cumva vibrația noastră energetică. A doua variantă pe care o puteți face fiecare dintre voi foarte simplu este să cântați. Nu trebuie să ajungeți la Vocea României, trebuie pur și simplu să vă descărcați prin a cânta. Că ești acasă și faci curat, îți dai muzica la maxim și începi să cânți. Că ești în mașină, cumva încrâncenat pe traficul groaznic, da, și la cozile la care stai, dă radio mai tare și începe să cânți. În momentul respectiv îți blochezi cumva mintea să mai gândească la lucruri negative sau faptul că tu ești în acel loc și că îți dorești să fii acasă și că pierzi foarte mult timp. Și îți crești vibrația prin aducerea acea pozitivitate, da? Crește și serotonina pentru că te face fericit să cânți pe melodia ta preferată. O altă variantă foarte simplă este aceea de a face mișcare. În momentul în care stăm într-o bulă de confort, într-o zonă de confort sau efectiv într-o stagnare continuă, asta nu ne poate ajuta pe noi de niciun fel, din contră, ne poate face foarte mult rău pentru că și energia noastră devine una stagnantă, negativă. În momentul în care ne mișcăm, punem energiile în mișcare și asta ne ajută foarte mult. De asemenea, importantă este și conexiunea pe care o avem cu natura. Fă plimbări în parc, du-te și îmbrățișează un copac, bucură-te de un lac, bucură-te de o oază de natură, pentru că asta îți dă acces la puterea, energia pământului care te va încărca pozitiv, vibrațional.
Altă variantă este aceea de a râde. Când ne simțim foarte apăsați și când ne simțim că cumva corpul nostru nu mai răspunde la ceea ce vrem, tragem prea mult de el, este bine să ne luăm un moment pentru noi și să râdem. Când ne uităm la niște filmulețe pe YouTube cu animale amuzante, când ne aducem aminte de ceva amuzant, dar cumva râs ca prostul. Ei bine, acest râs nu este altceva decât o descărcare de energie negativă, dar și o încărcare cu energie pozitivă care îți va mări foarte mult vibrația. O altă variantă este aceea de a medita. Eu am mai discutat despre acest aspect și într-un video anterior pe care îl puteți găsi pe canalul meu de YouTube, în care vă explic că meditația nu face altceva decât să ne elibereze mintea. Și este foarte bine ca în momentul în care medităm să ne imaginăm că suntem într-un loc cu foarte multă natură. Fiecare ce îi place, poate să fie o plajă, poate să fie vorba despre o pădure, despre o câmpie, și meditația o puteți face fie ghidată și găsiți pe internet o groază de surse de astfel de meditații ghidate sau pur și simplu o faceți voi. Faceți niște respirații la început, încercați să vă calibrați respirația cu bătăile inimii și după aia vă relaxați. Efectiv vă imaginați că toate gândurile negative, toată energia negativă pleacă din voi și vă încărcați doar cu energie pozitivă, că poate să fie de la soare, că poate să fie energia pământului, că poate să fie efectiv energia îngerilor din jurul vostru. O altă variantă este aceea de a apela la acea listă de recunoștințe pe care am tot precizat-o în ultima perioadă. Când ne trezim dimineața, ne facem o listă de recunoștințe în fiecare, cu fiecare rubrică, da, pentru ceea ce suntem noi recunoscători. Sunt recunoscător pentru că sunt sănătos. Sunt recunoscător pentru că m-am trezit într-un pat care este al meu, că stau într-o casă care este a mea, că am oameni lângă mine, că m-am trezit cu partenera, partenerul lângă mine și sunt fericit pentru asta, că am o mașină cu care să mă duc la muncă, că am unde să mă duc la muncă. Și toate lucrurile pozitive pe care le vom pune, cel mai bine ar fi să le scriem, da? Veți vedea că ne vor seta mental să nu mai vedem lucrurile negative, pentru că cele pozitive sunt foarte multe. Dar noi în această vrie continuă de a acumula și de a ne compara cu ceilalți, uităm de fapt cât de mult trebuie să fim recunoscători pentru ceea ce avem. Făcând acest lucru, vibrația energetică crește, pentru că ne debarasăm de tot ceea ce înseamnă energie negativă. O altă variantă este aceea de a-i ajuta pe cei din jurul tău. Fă o faptă bună. Ia-ți cel mai bun prieten, fă-i cinste cu o cafea. Ia o floare și du-o părinților tăi. Ia un cadou și dă-l cuiva fără un motiv anume. Mergi pe stradă și dă-i cuiva o pâine. Da? Lucrurile astea, pe lângă faptul că ți-aduc ție bucurie, pentru că vezi bucuria pe chipul celuilalt, crescându-ți vibrația energetică, te conectează foarte ușor cu ceea ce înseamnă energia banilor despre care noi am discutat. Tu faci un fel de zeciuială în acest moment și faptul că tu faci un bine și îl faci din suflet, asta îți va aduce cumva o focusare cumva pe sufletul tău și o mărire a sporilor tale divine în bani. De asemenea, o altă categorie foarte interesantă în ceea ce înseamnă o vibrație foarte bună energetică este capitolul iertare. În momentul în care suntem foarte înverșunați pe ceva, pe cineva sau chiar pe noi înșine, devenim ca niște cactuși, ne închidem, da? Suntem plini de furie, plini de ură. Ce înseamnă asta? Vibrație negativă, energie negativă. Pentru a putea funcționa din punct de vedere energetic cum trebuie, trebuie să iertăm. Iartă-te pe tine, iartă pe cei din jur și nu ține în tine această ură. Pentru că ura și frica sunt principalii dușmani ai unei vibrații energetice bune. Și este adevărat că în momentul de față frica ne tentează pe toți cumva să picăm în plasa ei și la fel și cum schimbările oamenilor sunt destul de mari și ura sau invidia va deveni destul de deasă în jurul nostru. Așadar, face exercițiu de iertare în fiecare zi. O altă variantă și una fără de care nu putem trăi este iubirea. Iubirea te face să te simți mai bine. Atunci când ești îndrăgostit, atunci când te îndrăgostești, simți că poți muta munții din loc, simți că poți face orice, parcă și florile miros mai frumos și soarele este mai soare și aerul este mai curat.
și ai acel zâmbet pe față, da? Iubirea față de tine, iubirea față de tot ceea ce te înconjoară, iubirea față de viață și de oameni nu face altceva decât să te conectezi la această energie universală minunată, concepută tot din iubire. Noi suntem iubire și dacă manifestăm iubirea zilnic, nu putem să ratăm șansa sau oportunitatea de a fi tot timpul într-o vibrație energetică înaltă. De asemenea, putem folosi simbolurile Reiki de curățare care ne vor mări foarte mult vibrația energetică. Putem folosi orice fel de rugăciune, da? Rugăciunile din nou ne cresc foarte mult vibrația energetică. Postul, iarăși, ne ajută foarte mult. De ce spun toate aceste lucruri și vă am aceste exemple? Pentru că ceea ce noi experimentăm este un test extrem de mare pentru noi. Este un test să vedem dacă evoluăm mai departe sau rămânem la același nivel, stagnând până când ne vom îngropa în propriile noastre neîmpliniri. Nu urmează niște ani extraordinar de buni, însă noi avem capacitatea de a schimba propria noastră realitate prin mărirea acestei vibrații energetice. Odată ce avem o vibrație energetică bună, cumva lucrurile vor începe să intre într-un făgaș de normalitate și într-un făgaș de creștere și elevare din punct de vedere spiritual. Sper că v-a fost de folos și acest video. Dacă v-a plăcut, am să vă rog să dați un share acestui video și bineînțeles un subscribe canalul meu de YouTube pentru a fi la curent cu tot ceea ce postez nou. Până data viitoare, vă doresc să ajungeți la vibrații înalte și noi ne revedem curând. Să aveți o zi minunată! La revedere!